Vă salut, fraților, și bine ați venit la un episod special al emisiunii noastre. Așa, de sărbători de sfârșit de an, am spus să nu mai vedem ce am face dacă am fi șef la steaua, ci am zis să vedem ce am face pentru steaua dacă am fi Moș Crăciun. Pe scurt, ce aș aduce eu stelei dacă aș fi Moș Crăciun? Numai că vedeți voi, eu dacă aș fi Moș Crăciun. Eu nu i așa aduce stelei nimic, mai degrabă i-aș lua ceva stelei. Iar ceea ce i-aș lua, de fapt sunt două lucruri pe care i aș lua stelei. Unu, i-aș lua conducătorii slabi, care au devenit opacoste, un parazit pentru clubul nostru, ceea ce îi seacă forța, lucru care o macină și o distruge din, din interior. Și aș mai lua, bineînțeles fcsb ismul din uh, România. Asta l-aș lua pentru, pentru steaua. Dacă aș putea, aș face să dispară decalii, să dispară toți uh, acoliții săi și așa mai departe, să nu mai existe FCSB sau ideea de fcsb în România. Acestea sunt cele două lucruri pe care eu, dacă aș avea superputerile lui Moș Crăciun, le-aș face pentru steaua. Nu cred că steaua are nevoie de cadouri. Nu că nu cred, știu că Steaua nu are nevoie de cadouri. Steaua nu a avut niciodată nevoie de cadouri. Steaua, dacă este lăsată să acționeze așa cum știe ea, așa cum îi dictează mentalitatea, cum îi dictează istoria, cum a fost ea făcută să acționeze, inevitabil steaua va ajunge la performanță, la lucruri bune, la lucruri frumoase. Dar trebuie să fie lăsată. Din păcate, în ultimii ani ați văzut și voi, clubul nostru nu a fost lăsat să-și facă treaba. Așa cum am spus, a fost măcinat din interior, lucrat din interior de oameni care ar fi trebuit să-i facă bine. Știm că în tot clubul steaua, la nivelul conducerii, există o singură persoană care i-a făcut bine, stele, și acela este Florin Talpan. În rest, niciunul dintre cei care conduc clubul nostru nu se, po nu se poate lăuda cu vreo realizare care să fie adus măcar cel mai mic plus clubului Steaua. Asta este, asta este din păcate, ghinionul nostru, dar eu sunt convins că cu sau fără ajutorul lui Moș Crăciun vom trece și peste asta și la un moment dat va veni, uh, va veni și soarele pe strada stelei, ca să spun așa. La sfârșit de an, fraților, vreau să vă spun sărbători fericite. Vreau să vă spun că vine Moș Crăciun să aveți parte de un Crăciun fericit alături de cei dragi și alături de steaua. Și bineînțeles, vreau să vă spun să aveți parte de un an nou fericit, iar la anul să ne vedem cu vești mai bune. Crăciun fericit, fraților, și la mulți ani! Forța steaua!